Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Audiție plăcută, dragii mei! Astăzi seară vă voi spune povestea frunzei care a învins moartea. De Oana Livia Stăicuț. Toamnă, galben, maro, cărămiziu, verde mort, frunze care se desprind de pe crengile copacilor, frunze care cad moarte pe pământ, copaci dezgoliți de frunze, copaci singuri, copaci triști, o frunză, o frunză altfel decât toate celelalte frunze, o frunză care are inimă. O frunză care, deși cade odată cu celelalte, nu moare. Inima ei rămâne vie, o frunză nemuritoare. Această frunză mi-a șoptit odată povestea sa, o frumoasă poveste de frunză. Frunza mea a suferit mult până acum. În viața ei a avut loc multe necazuri și multă durere. Când era mică, a fost desprinsă fără milă de lângă mama ei. Un copil rău a despărțit-o de mama sa, doar pentru a se juca puțin cu ea. Apoi a aruncat-o. A aruncat-o după ce o sfâșiase, după ce o strivise cu mâinile. Cu mâinile lui nevinovate. Săraca frunză, căzută pe pământ, zbătându-se între viață și moarte, fu luată de vânt. Acesta o purtă pe aripile sale până acolo unde frunzele moarte sunt înviate de Creator. Pentru a-și recăpăta locul în alți copaci dezgoliți. Ajunsă la Creator, nu are nici măcar puterea de a-i spune acestuia necazul său. Creatorul o vindecă și o trimite din nou în lumea noastră, dându-i dreptul de a-și alege singură copacul în care vrea să se așeze. Și pleacă frunza. Se așează într-un copac frumos, înalt. Deși dezgolit, acest copac a fermecat-o din prima clipă. Copacul se afla într-o frumoasă pădure. S-a prins cu putere de crengile sale. S-a prins cât mai sus cu putință pentru a nu se mai repeta întâmplarea neplăcută pe care o trăise cu puțin timp în urmă. În acest copac a stat destul de puțin timp. Într-o zi a venit un pădurar și a tăiat copacul. Astfel, frunza mea își pierdu din nou cunoștința. Fuse luată din nou de vânt și dusă înapoi la Creator. Acum, frunza suferea din cauza despărțirii de frumosul ei copac. Stând animată de crengile sale, se îndrăgostise de acel copac. Acum îi era nespus de greu să accepte realitatea. Copacul murise. Devenise masă sau scaun sau pat sau cenușă. Cine poate ști? Creatorul o trimise pentru a doua oară înapoi pe pământ. De data aceasta, frunza se așeză zdrobită de durere în cel mai mic
și mai schilot copac întâlnit în cale. Se așeză pe crengile sale și începu să plângă. Își pierduse mama, își pierduse copacul cel frumos și înalt. Și era tristă, mai tristă ca niciodată. Plânsul îi fuse întrerupt de cântecul unei păsări frumoase. Această pasăre îi aduse aminte de mama ei, care avea obiceiul să-i cânte atunci când era tristă. Tot mama ei îi spusese că există pe pământ o pasăre care cântă numai pentru cei triști, numai pentru cei ce plâng. Frunza mea, nu văzuse niciodată această pasăre, dar acum era convinsă că pasărea care o întrerupsese din plânsul său, cu cântecul ei minunat, este pasărea de care îi vorbise mama sa. Știa că pasărea aceasta fusese trimisă de mama sa pentru a îndulci tristețea. În timp ce asculta îngândurată cântecul frumoasei păsări, se stârni un vânt puternic, o furtună. Era pentru prima oară în viața sa de frunză când trăia experiența unei furtuni. De când se născuse, nu cunoscuse decât roa de dimineață și soarele care o încălzea în timpul zilei. Nu cunoscuse nici măcar ploaia. Nu cunoscuse ploaia așa cum nu cunoscuse nici furtuna. Copacii toți se îndoiau cumplit. Șuierul vântului se auzea și o speria. Simțea o frică îngrozitoare. Se simțea cumplit de singură și vântul sufla cu putere. Tocmai el, vântul care o scăpase de două ori de la moarte, tocmai el, vântul, nu putea să creadă că tocmai el o speria acum atât de rău. Frunzele erau dezlipite de vântul acesta, puternic și fără milă, lăsând copacii goi. Frunzele erau purtate de vânt spre o destinație necunoscută. Frunza mea se ținea cât putea de tare de acel copac micuț și schilot. Copăcelul se îndoia până la pământ, dar nu se rupea. Frunza luă o hotărâre să lupte cu vântul, cu furtuna. Nu voia să fie dezlipită de acest copac. Era teamă, se ținea cu toate puterile de ramura copacului și înfrunta vântul năpraznic. Simțea cum puterile îi scad, simțea cum se va desprinde dintr-un moment într-altul de acel copac și va cădea moartă la pământ. Odată căzută, ar fi murit pentru totdeauna. Căderea ar fi însemnat renunțarea la viață. Cu ultimile ei forțe, strânse copacul și mai tare în brațe. Furtuna începu să se potolească, șuierul vântului nu se mai auzi. Era liniște, liniște deplină. Frunza învinsese vântul și furtuna, se luptase cu furtuna și câștigase. Era singura frunză rămasă lipită de copac. Ceilalți copaci erau total lipsiți de frunze. Copacul mic, schilot și firav,
se transformă într-un copac frumos și înalt, ca acela care fusese tăiat de pădurar. Frunza îi oferise dreptul la mai fi o singură dată mare și frumos. Și frunza și copacul trăiau ultima lor șansă la viață. Curajul și voința frunzei îi scăpase pe amândoi de la moarte. De undeva de sus căzu o lacrimă din ochiul creatorului. Lacrima udă frunza și copacul cu apa nemuririi. Frunza și copacul căpătară dreptul la nemurire și asta doar datorită curajului și forței de luptă cu greul a unei biete frunze. A unei simple frunze care fusese însuflețită. Creatorul îi dădu dreptul la nemurire, dar îi mai dădu și inimă. Era singura frunză cu inimă de pe pământ. Era o frunză fericită. Toamnă, galben, maro, cărămiziu, verde mort. Frunze care cad pe pământ și mor. Toamnă și o frunză cu inimă. Noapte bună, copii!